Preacu Virasie, Părinte Exar, Preacu Vioși, Preacu Cernici Părinți, iubiți credincioși, a vorbi astăzi despre Părintele Arsenie Papacioc însemnează să fac o doxologie, pentru că acest slujitor m-a întâmpinat cu niște ochi pătrunzători, plini de raze de lumină. Privirea Părintelui Arsenie este unică și întotdeauna cugeta la ceva și nu înceta cugetarea sa niciodată. Era un purtător al Harului lui Dumnezeu necontenit. S-a născut în județul Ialomița din părinți credincioși, a făcut școala primară acolo, a mers la București și unde s-a înscris la școala de arte și meserii, specializarea sculptură. După aceea, parcursul vieții sale a fost foarte zbuciumat. Erau vremuri tulburi, vremuri grele, în care oamenii își foloseau unii libertatea în sensul de a deveni robi. Puțini își foloseau libertatea de a rămâne liberi cu sufletul. Libertatea este cel mai mare dar pe care mi l-a dat Dumnezeu. Dar a fi liber însemnează a avea un orizont și a te lăsa călăuzit de Dumnezeu. Libertatea e cel mai mare dar pe care Dumnezeu ne l-a dat. Și iată, după ce am părtășit cunoștințe atât de folositoare pentru viață, a trăit o viață foarte intensă. Sigur că în vremea aceea, când erau frământările atât de mari, între cele două războaie, erau și curente puternice. Poporul voia să-i rămână țara și neamul, să fie liberă și țara și neamul. S-au făcut diferite mișcări față de care Părintele n-a rămas pasiv. Dar în orice mișcare s-a aliat, el a avut în vedere credința, neamul și țara. Și a iubit semenii nespus de mult. Sigur că a fost arestat din tinerețe. A avut și o funcție interesantă de primar o vreme. După aceea s-a dus și a dorit să meargă la mănăstire. A cutreierat locuri deosebite. A ajuns la mănăstirile din Oltenia. După aceea a ajuns la mănăstirea Neamț. Acolo a fost și profesor. După ce a fost arestat vrednicul de pomenire, Patriarhul Iustinian l-a chemat la Patriarhie ca să se ocupe de atelierele de acolo, fiind sculptor. Sigur, o lucrare interesantă pe care a făcut-o a fost chivotul sub chipul mănăstirii de la Argeș pentru mănăstirea Vladimirești. A făcut un chivot sub chipul acelei mănăstiri. Și iată, Patriarhul îl ocrotea. A fost călugărit la mănăstirea Antim. Ce părinți deosebiți,
Cine l-a călugărit? Era monahul Benedict Ghiuș? Cine a fost stareț? Părintele Naș de Călugărie, părintele Petroniu Tănase, care apoi a fost vețuitor în Sfântul Munte, un model de vețuire. Sigur, a trecut prin multe încercări. S-a aliat la mișcarea Rugul Aprins, a ajuns și în Moldova, la alte mănăstiri, chiar și la Rareu, a fost în legătură cu Daniel Sandu Tudor, acel mare inițiator al mișcării acestei rugăciuni a inimii, pentru că la Rugul Aprins se promova rugăciunea inimii, meditația. A fost în strânsă legătură cu părintele Sofian, care a fost și el vețuitor la mănăstirea Altim și la mănăstirea Plunguita. Acești duhovnici și-au avut un mare rol la mănăstirea Neamț. Părintele Anxenie s-a îngrijit să aducă elevi dintre frații care erau mai ales la mănăstirea Sfântia și la alte mănăstiri din jur. Și deși erau mai frați, părintele Arsenie îi înzestra o aureola de călugări ca să nu fie dați afară. Și iată, de acolo, de la mănăstirea Neamț, din acești elevi aduși să studieze, au răsărit 7 erari. Astfel încât părintele Arsenie a fost un neobosit luptător pentru adevăr, pentru Scriptură, pentru Sfinții Părinți, pentru viața frumoasă și adevărată. În mai multe răstimpuri a fost arestat, dar când a ajuns, a fost și la Vaslui, a fost și în alte părți, în Moldova, când a ajuns la Aiud, acolo a găsit pe părinții și intelectualii plini de frica lui Dumnezeu și de rugăciune. L-au copleșit cei ce aveau rugăciunea aprinsă, necontenit. S-a molipsit atât de mult de rugăciunea lor și el era un rugător, dar îi vedea pe cei închiși că rugăciunea îi liniștea, le aducea pace, le aducea bucurie lăuntrică. Și iată, uneori trebuia să suporte frigul și striga la Dumnezeu: Doamne, ajută-mă, cu ajutorul Tău pot să scap din acestea. Și iată, a fost și stareț la mănăstirea Cheia, dar nicăieri n-a putut să se statornicească, pentru că a fost chiar și un ordin de la securitate să nu prea stea în București, nici aproape de București. De aceea și-a găsit locul la Techirghiol și aici a fost locul binecuvântat, Pământul Apostolic, care l-a primit pe părintele Arsenie, care a fost un apostol al zilelor sale, pentru că el a înnoit credința în atâția oameni. Îl asaltau călugării, călugărițele, preoții, intelectuali, oamenii simpli, demnitari. Mulți demnitari au ajuns la părintele Arsenie și pe mulți care erau rătăciți, i-a adus cu picioarele pe pământ și cu mintea i-a trimis la cer. Avea o înțelepciune și o determinare să nu lase omul cu sufletul gol,
și să-l umple de nădejdea în Hristos. Avea un stil de a vorbi atât de pătrunzător. Stilul său de vorbire era atât de direct și atât de scurt. Nu se întindea niciodată la cuvântări lungi, ci la expresii și fraze scurte, dar pline de înțeles, pline de sevă duhovnicească, te convingea, te întărea, te convertea dacă erai îndoielnic sau necredincios. De aceea am primit atâtea mărturii de la mulți fii duhovnicești ai Părintelui Arsenie. De aceea am și eu acum o avalanșă, nu numai cum am avut în vară din diasporă sau din alte localități, dar chiar din împrejurim creștini care au fost fii duhovnicești ai Părintelui Arsenie și vin la mine pentru că i-am fost atât de apropiat și avea multă răbdare. Deși era un om iute de fire și vorbea scurt, precis, dar niciodată în grabă sau să abandoneze pe cineva. Avea răbdare până la capăt, pentru că cine n-are răbdare pierde celelalte virtuți, după cum cine n-are iubire pierde toate virtuțile. De aceea Părintele Arsenie a fost un om de dialog și dialoga mai ales cu cele din lăuntru ale omului. Penetra în sufletul omului, făcea omul să se deschidă, să fie foarte sincer și căuta să valorifice potențialul fiecăruia. Cea mai frumoasă probă de înțelepciune, de putere, de sinteză, de răspuns pe loc, scurt și concis, ne-a dat în dialogul nostru de la Casa de Cultură. Dacă n-am fi făcut acel dialog, nu l-am fi cunoscut îndeajuns pe Părintele Arsenie. Peste tot unde a mers, a slujit și a vorbit, i-a cucerit pe preoți, pe călugări, pe credincioși, pe toți cei de față. Dar când am propus să fac un dialog la Casa de Cultură, la început m-a întrebat: dar credeți că pot să fac eu acest dialog? Sunt convins că de câte ori vorbesc cu Sfinția voastră, mă cuceriți, vorbiți simplu, dar foarte direct și aduceți săgeata Harului Duhului Sfânt în sufletul omului. De aceea mi-am dorit să vorbească în fața unei mulțimi. Niciodată nu s-au adunat atâția oameni la Casa de Cultură, nici la marile concerte, nici la mari vorbitori. Toate holurile și până afară era plin de oameni și am pus camere și am pus microfoane ca să fie văzut și auzit Părintele Arsenie. Și cred că cele mai multe întrebări s-au depănat. M-a pus pe mine să fac o introducere și apoi am spus: Părinte, trebuie să vorbiți. Zice, eu nu țin conferințe, vreau să vorbesc cu oamenii. Și s-au adunat sute de întrebări. Și n-am vrut să rămână dator cu răspunsul la nicio întrebare. Și vorbea foarte concis, foarte concret și atât de plin, încât n-aveai ce să mai adaugi la răspunsul acela. Puterea de sinteză
părintelui Arsenie a fost cu adevărat forța cea mai tare care l-a caracterizat. De aceea ochii săi erau atât de strălucitori și pătrunzători, pentru că arătau ce era în lăuntru său. În lăuntru său era o zestre mare. Și după ce am ținut această conferință, mi-a zis: prea mult a fost, prea mare m-ați făcut, dar nu-mi fac cum făcut eu, că așa sunteți, așa v-a lăsat Dumnezeu. Aceasta e zestea Sfinției voastre. Și atât de fericit am fost pentru oameni, pentru creștinii care vorbeau despre această întâlnire, care a durat, cred că, vreo 4 ore, pentru că nu se mai terminau întrebările și, deși răspunsurile erau foarte scurte, dar fiind atât de multe întrebări, am stat foarte mult acolo, dar nimeni nu s-a plictisit, nimeni n-a plecat și vreau să reconstituim acest dialog, cred că-l avem, pentru că a fost atât de greitor. Părintele Arsenie, pentru Dobrogea, a rămas ca un luceafăr care nu se va stinge niciodată. Pentru că a și stat o vreme bună, din 1976 până în 2011. Iată, 35 de ani. Și în acești 35 de ani a avut multă misiune. A făcut o misiune atât de bogată și a adus atâția oameni la Hristos. Și nu că i-a adus la Hristos cu vorba, că avea un cuvânt limpede: noi facem rugăciunea inimii și a minții. Dar dacă rugăciunea rămâne doar în minte și faptele noastre nu sunt conform rugăciunii, la cine folosești? Era un om foarte practic. De aceea se apropiau de el oamenii iubitori de adevăr, de ceea ce este concret, de aceea ce este aplicabil. Foarte mult se foloseau toți cei ce veneau de la distanță. Când îl cunoșteau pe părintele Arsenie, rămâneau marcați că au cunoscut pe cineva parcă coborât din cer, cum mi-au spus mie niște credincioși. Omul acesta nu e pământean și stătea mereu de vorbă cu oamenii și nu se lăsa ostenit și era mereu iubitor de toți cei ce veneau la el și simțeau iubirea și pe cei ce veneau cu viclenie să-l ispitească și pe aceia îi trata cum se cuvine. Le spunea cuvinte tăioase ca să nu mai ispitească pe Dumnezeu și să nu mai rămână indiferenți față de Dumnezeu. Dar se dusese vorba că înaintea părintelui Arsenie nu poți să minți sau să te prefaci. Pe mulți îi lua de când intrau și vedea pe chipul lor dacă vin să învețe sau vin să ispitească. Și le spunea cuvinte atât de directe încât nu mai îndrăzneau să fie cu două fețe, cu două gândiri, bipolare, ci dimpotrivă îi aducea la adevăr. Părintele Arsenie, cu adevărat, în cei 35 de ani,
a învățat continuu. A învățat neîntrerupt. A făcut legătura între timpul acesta dinainte de Revoluție și de după Revoluție și timpul apostolic. Mereu se raporta la momentul apostolic pe care l-a trăit Dobrogean și numai Dobrogean. Și iată, am avut o legătură atât de strânsă. De 2-3 ori pe lună trebuia să ne întâlnim. Nici nu puteam parcă să trăiesc răsfinția sa. Sincer, mă încărca atât de mult. Chiar numai când îl vedeam și îl auzeam. Era un om încărcat de daruri și de bucurii pe care ți le oferea. Că trăia mereu cu Dumnezeu. Și iată, și discipolilor săi pe care i-a avut, le-a transmis bucuria trăirii lui Dumnezeu. El spunea tuturor că tot ce faci trebuie să fie o rugăciune. Dacă nu este o rugăciune, timpul acela este păgubit. Sigur, era inspirația Duhului Sfânt în care trăia, de care face referire Sfântul Apostol Pavel, care spune: rugați-vă neîncetat și dați mulțumire pentru toate. Iar dragostea avea rolul preponderent. Nimeni să nu fie trist. Și cine nu trăiește în dragoste, trăiește departe de Dumnezeu și de semenii săi. Și așa este. Dragostea este împlinirea legii. Fără dragoste nicio virtute nu are rădăcină. Este ceva rupt. De aceea, dragostea unită cu rugăciunea, cu smerenia și cu răbdarea, cum le evoca Părintele Arsenie, acestea cu adevărat făceau pe om chipzuit. Și iată, învățăturile sale erau experiențe trăite. Trăia intens fiecare clipă, nu doar fiecare zi, ci fiecare clipă. Și trăia cu fiecare durerea sau bucuria. Dar spulbera durerea și tristețea întotdeauna. Cei ce intrau la Părintele Arsenie supărați sau îndurerați, ieșeau luminați și veseli. Pentru că aceasta era ținuta sa de un vesel. Nu poți să trăiești cu Dumnezeu și să fii trist. Dumnezeu este bucuria supremă. Dacă n-ai bucuria trăirii cu Dumnezeu, ai început să mori. Că cine încetează să trăiască bucuria omuniunii cu Dumnezeu, începe să moară cu adevărat. Fața Părintelui Arsenie totdeauna strălucea, parcă avea o aureolă. Și acum când privim chipul său, este un chip atât de luminos în fotografiile sale. Vedem ceva cu totul distinct. O privire din adânc, nu o privire hipnotică, ci o privire din adânc. Pentru că tot timpul era cu mintea dincolo de lumea aceasta trecătoare. Și le spunea discipolilor săi: de nu trăiți bucuria cerului, nu trăiți cu adevărat,
să ne desprindem de cele trecătoare. Ne hrănim cu ele, cu cele trecătoare, pentru viața de zi cu zi. Dar sufletul să nu rămână departe de locul unde este rudenia sa, de unde este Dumnezeu. Și iată, Părintele Arsenie valorifica prin trăirea sa, prin cuvintele duhovnicești, prin citirile pe care le-a făcut și le-a împropriat în mintea, în inima și în viața sa, făcea cu adevărat o misiune atât de puternică și făcea cu adevărat un apostolat, aducând pe oameni la realitatea cea mai înaltă a trăirii duhovnicești din viața aceasta. Suferințele l-au ajutat foarte mult. Chiar mărturisea că cine nu suferă n-are o experiență de legătură sfântă cu Dumnezeu și nici cu semenii. Și se referea la suferința lui Hristos: ca să fie aproape de noi, Hristos a suferit cu noi. Și suferința este cel mai mare dascăl, spune Părintele Arsenie. În suferință omul n-are voie să fie trist, pentru că suferința se termină în lumină. După cum moartea a biruit, moartea lui Hristos a biruit moartea păcatului și moartea neamului omenesc și a răsărit învierea. Fără suferință nu poate să fie tihnă pentru suflet și pentru trup, pentru că suferința anticipează bucuriile cele viitoare. Și iată, evoca suferințele celor din închisori și ajuta un coleg de-al său de celulă. Era atât de trist și zicea: nu mai pot să sufăr. Părintele l-a luat și i-a spus: frate, cum poți să spui așa ceva? Cât mai este de trăit în viața aceasta? Câțiva ani, dar nu mai cârti să spui că nu mai poți să suferi. Hristos a suferit mai mult decât noi. Și cine suferă mai mult are mai mare lumină dincolo de viața aceasta. De aceea, cine are parte de suferință, să se bucure cu sufletul, pentru că doar trupul suferă. Sufletul nu trebuie să sufere. Sufletul suferă când păcătuiești. Dar când te lupți cu răul, atunci sufletul este în luptă. Și spunea Părintele Arsenie că lupta cu răul nu încetează niciodată. Cât trăiești, atâta trebuie să fie în luptă. Dacă nu lupți, până la ultima clipă, poți să pierzi toată osteneala suferinței și să cazi. Și avem atâtea exemple când oamenii au ajuns la mare înălțime spirituală, dar s-au împăunat, s-au încrezut în înălțimea lor și de la înălțime au căzut. De aceea Părintele sublinia și smerenia atât de mult, pentru că spune Sfântul Apostol Pavel: fără smerenie nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Astfel încât și smerenia este o latură atât de importantă a clericului, a monacului, a creștinului. Poți să ai toate virtuțile, dacă îți lipsesc acestea, smerenia, răbdarea și dragostea,
le-ai risipit pe toate. Pentru că dragostea, spune Părintele Arsenie, este cea care primește toate virtuțile și le face statornice. Un om care iubește pe Dumnezeu și iubește semenii săi, niciodată nu se clatină. Pentru că dragostea ține statornic în toate faptele sale, în toate năzuințele sale, în credința, în alergarea, în osteneala sa. Dragostea biruiește toată dorirea egoistă, toată invidia, toată mânia și toate celelalte patimi care izvoresc din păcatele egoismului, invidiei, mândriei, iuțimii, pofte cele rele, lăcomiei și a celorlalte. Iată, Părintele Arsenie a fost un om ordonat, echilibrat, întotdeauna vesel și cu un cuvânt potrivit pentru tot omul care îl întâmpina. Nu exista om să-l întâmpine, să-l întrebe ceva, să nu-i dea un răspuns scurt, răspicat și mulțumitor. Atât de atent a fost la răspunsurile pe care le dădea în dialog și gândeam, oare ce aș putea să mai adaug? Toate răspunsurile sale erau niște concluzii, nu erau niște premize, niște începuturi. Toate răspunsurile erau articulate drept concluzii la întrebare, încât dacă adăugai ceva, stimuloseai răspunsul Părintelui Arsenie sau îl diluai și nu mai avea aceeași valoare. I-a dat Dumnezeu o putere de pătrundere pentru că a fost preocupat să-L cunoască pe Dumnezeu și a cerut lui Dumnezeu mereu să-L învețe, să-L inspire cum să-și facă misiunea, cum să fie părinte, cum să aducă credincioșilor razele Harului Dumnezeu. Și toate acestea au fost posibile prin razele Harului lui Dumnezeu. Dacă ar fi să abordăm și alte aspecte, ar trebui să mai vorbesc vreo 2-3 ore. Dar eu mă voi opri, am și taina Sfântului Mastru și de aceea, în câteva minute, voi pleca la Biserica Sfântului Ilie, la taina Sfântului Mastru și voi lăsa pe toți părinții să vă împărtășească despre Părintele Arsenie, că toți au fost marcați de personalitatea Părintelui Arsenie. Părintele Arsenie rămâne pentru noi înțeleptul cel de neegalat, cel care a vorbit scurt, sigur, dacă erau multe întrebări, răspundea la toate și ieșea o vorbire mai lungă, dar frazele sale n-au fost niciodată întortocheate și nici cu echivoc, neavând nicio îndoială. De aceea, Părintele Arsenie rămâne un dascăl al nostru care nu va apune niciodată. Tot ce a învățat Părintele Arsenie este valabil acum și peste timp. El a învățat dintr-o trăire intensă. Și aceasta ne spune să nu vorbim în afara cugetării, în rugăciune și a simțirii sufletului înălțat către Dumnezeu. Cel mai mare dascăl, ne spune Părintele Arsenie, este rugăciunea, dar și suferința.
Suferința este un mare dascăl. Și mulți din cei ce se rătăcesc, după ce se întorc de la binele din care au căzut, abia atunci cunosc valoarea binelui. De aceea, pe copiii, pe tinerii noștri și pe toți cei rătăciți, să-i ajutăm să se întoarcă. Că de aceea zice Apostolul, de veche vedea pe vreun om căzând într-o greșeală, îndreaptă-l pe acesta cu Duhul blândeților. Nu în seama să nu cazi și tu în ispită. Și dacă ai dobândit pe cel care a fost căzut, ți-ai izbăvit sufletul din moarte și ai acoperit mulțime de păcate. Misiunea noastră este ca tot ceea ce am înțeles, tot ceea ce credem, tot ceea ce învățăm, tot ceea ce trăim, să aibă continuitate. Să nu lucrăm în etape. Viața duhovnicească trebuie să aibă un fir continuu. În viața duhovnicească Dumnezeu trebuie să fie trăit intens și deplin. Dacă Dumnezeu nu-i trăit intens și deplin, Dumnezeu este departe de noi. De aceea avem nevoie de astfel de părinți care au fost exemple pentru noi și iată, Părintele Arsenie este un exemplu unic în felul său. Despre Părintele Arsenie, înainte de a-l cunoaște, mi-a vorbit nașul meu, Părintele Sofian Boghiu, un alt mare trăitor. Și l-au admirat, pentru că atunci când era rugul aprins, le-a tras atenția. Luați aminte că voi vorbiți numai cu mintea. Voi trebuie să vorbiți și cu inima. Și ce vorbiți trebuie să și simțiți. Dacă nu faceți aceasta, rugul aprins pe care l-ați inițiat se va stinge. Niciodată să nu se stingă lumina din noi, care trebuie să fie adevăr, credință, rugăciune, dragoste și răbdare. Toate aceste virtuți trebuie să comunice între ele. Dacă una dintre ele lipsește, atunci întregul este rănit și poate să se tot diminueze. Și cum ne spune Mântuitorul Hristos, de-am păzit toate poruncile, dar una nu păzim, suntem vinovați față de toate. Credința noastră trebuie să fie integră. Smerenia noastră să nu fie de ocazie, să fie o trăire intensă a nevrednicii noastre față de Dumnezeu, care se coboară la noi. În omul care nu este smerit, Dumnezeu nu are loc, pentru că El este Cel ce ne-a dat smerenia supremă, cum zicem în Săptămâna Patimilor. Calea cea mai bună smerenia ne-a arătat, de când a spălat picioarele ucenicilor și până la cruce și groapă, smerindu-se pentru noi. De aceea, să luăm aminte, credința, nădejdea, smerenia, dragostea, răbdarea, dar și bucuria, și acestea să nu fie doar în mintea și în inima noastră, acestea toate trebuie să se transforme în fapte, să ne purtăm ca oameni care îl avem în lăuntru nostru pe Dumnezeu și care, cu adevărat, dacă vorbim din ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit nouă, că virtuțile acestea nu sunt ale noastre. Orice virtute
este o floare, o floare care tinde spre veșnicie. Virtutea începe de la noi, că dorim să credem, că nădăjduim, că ne smerim. Dacă nu vine Dumnezeu cu harul Său și El rotunjește și împlinește virtutea, că aceasta e smerenia, nu avem nimic care să nu fi primit. Și dacă am primit și este darul lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel, pentru ce te lauzi? Ca și cum ar fi al tău. Toate pe care le avem, și mintea, și voința, și simțirea, și faptele noastre, și toate doririle noastre bune, sunt de la Dumnezeu, care e rădăcina binelui și care ne-a ajutat să dobândim tot ceea ce avem. Aceasta e concluzia la care ne aduce învățătura și trăirea părintelui Arsenie, care trebuie să rămână un reper pentru noi toți și să-l avem mai departe ca pe părintele duhovnicesc care nu ne-a părăsit. Pentru că el trebuie să fie ajuns acolo unde a cugetat necontenit. El a cugetat atât de intens la Dumnezeu tot timpul, s-a rugat și a trăit fiecare clipă în rugăciune, în credință, în smerenie, în dragoste, în răbdare, în bucurie. Bucuria a fost pecetea care cu adevărat a arătat rezultatul tuturor virtuților pe care le-a trăit părintele Arsenie. Așa să trăim și noi în aceste virtuți, să ne bucurăm mereu, să nu cârtim niciodată și să rămânem cu mintea și inima la cer și cu viața pe urmele Mântuitorului Hristos, ale Maicii Domnului și ale Sfinților și să trăim din plin dorința noastră de suiș către cer, de iertare și de mântuire. Amin. Vă mulțumesc că ați avut răbdare. Acum cer învoire, dar rămâneți mai departe. Dacă v-am plictisit, îmi cer iertare. Mai vrem. Poate vom mai vorbi și despre părintele Lefterie altă dată, să vedem. Sigur, părintele Lefterie este cunoscut din darurile sale, dar cu noi aici a trăit mai puțin. Părintele Arsenie a trăit din plin și în apropierea noastră din 1976 până în 2011. A fost un interval generos în care Dumnezeu ne-a binecuvântat un astfel de părinte. Și așa cum spun cei ce l-au cunoscut și spunea părintele Sofian, din tinerețe a fost ca un bătrân înțelept, cu răbdare, cu istețime, cu dorință de a ajuta pe alții, cu dragoste și cu bucurie. Și noi să avem în toată viața noastră, tineri, vârstnici, sănătoși sau mai puțin sănătoși, să nu ne pierdem darurile pe care Dumnezeu ni le dă nouă tuturor. Amin.